Salut, prieteni! Sunteți pe canalul meu. Și noi astăzi am hotărât să ieșim la magazinul de jucării. Și Andreș, uitați, umblă cu un... Ce vrei ce asta? Broșa, ce vrei tu? Ce vrei? Asta vrei mașină? Dar el are mașină de pompieri, mare cazuri, a cumpărat bunica. Asta ce asta, uite, eu nu înțeleg. Cu instrumente. Un ghiozdan cu instrumente. Nu instrumente, tractor sau ce arată? Mașină. Lebe. Constructor. A, constructor. Tractor vrei? Da. Și acum ce să cumpărăm? Hai, Andruș, alegi. Hai, pentru tine alegi, mă, cărei. Acolo este tractor. Vrei tractor? Vrei tractor? Uite-ți ce mașină mare de pat. Uite, vrei? Animaluțe. Nu. Dar ce vrei? Arată, ce vrei? Fermă, tata. Ți-ai minte cum la Ira era? Da. De la da, diferite animale, da. Nu, el ce vrea? Andriușa, ce vrei tu? Fermă, vrei băcuță, căluț, nenea, tractor. Dar ce vrea el? Ce vrea el? Da, ce se tu-mi place și mie? Da, uite ce vrea el. Ce vrea? Vrea asta mare, o vrea. Da, da. Ce vrei, tractor? Totuși vrea o mașină mare. Nu, dacă te-am ținut mișor, că nu știu. Hai așa, stiu leacă, vrei? Hai, numai o leacă, zic. Numai acesta n-avem acasă și restul tot avem. Hai. Așa tu vrei cu tractorul, Andruș? Vezi tu încă-i mițițel, vezi? Iată așa, prieteni, de orice dată, de fiecare dată când venim la magazin, permanent la noi, iată așa. Ne înțelegem de acasă, cumpărăm o jucărie și când ajungem aici, toate le vrea. Și? Andriușa, pe care jucării tu tot ce o vrei? Acest tractor îl vrei? Eu asta vreau. Ce? Eu ce vrei? Eu aceste jucării. Tu aceste le vrei? Da, să vedem că sunt drăguță. Da, tu ai jucării de pluș multe acasă. Tu chiar faci colecție cu dăstea. Chiar numai nu jucării moale. Numai nu jucării moale, la de pluș. Mamă, eu le ador. Uite ce ochi ai. Da, iată așa, prieteni, noi venim la magazinul cu jucării, de acasă ne înțelegem un fel și când ajungem aici, nu putem să ne apreciem cu cumpărăturile. Ce? Ce ochi drăguți are? Da? Andrușa vrea tractor, constructor, Ierăcica vrea jucării, nu mai înțeleg ce să cumpărăm. Tu ce, te-ai așezat acolo? Da, uite ce scaunul e frumos. Da. Dar tu ai văzut patocul ăsta ca mașină? Nu? Da, ce patoc? Da. Uite și Andrieș, deodată scoală și el. A, ca Beti? Da, hai să vedem. Unde-i? A, da, uitați-vă ce mare. Wow, da, este ca lui Beti. Da. Dar Beti nu este atât de mare, sau este mare? Mare este, dar cum este? Exact așa, numai ca altă culoare. Arată unde mașină. Exact așa, e mare, dar cum? Mare. Nu se poate. Vezi că tu ești încălțat, vezi? Da, nu se poate încălța. Nu se poate. Uite, uite. Da, în căsuță. În căsuță, da? Nu, Andrușa, unde intri tu? Gata, haideți, luați-l în brațe, hai să găsim o jucărie și să mergem, că așa, Andreș, nu o să putem scoate de aici. Bine, Andrușa. Da, asta e jucărie, că nu mergem. Prieteni, eu am vrut să vă arăt, scrieți în comentarii, la voi când veniți cu frățiori sau cu surorile mai mici, în magazin cu jucării, tot așa pățiți cum și noi. Nu știu ce să fac. Mama, repede el în brațe. El în brațe și hai să alegem ceva, uitați acum, nu poate să-l prinde. Ele, mama, ele. Ele, prieteni, ne luăm rămas bun, acum și o să cumpărăm ceva. Ei, Ierăcica, tu toate jucăriile vrei. Toate de plus. Uite și ursul cel mare vreau. Wow, acela este mare. Hai să alegem. Deja, prieteni, dacă vă este interesant, noi o să filmăm un video și o să vă arătăm ce am cumpărat, da? Da. Uitați, desigur, să vă abonați pe canalul nostru YouTube, da? Da. Și să ne scrieți comentarii și like-uri să ne plăti. Bine, pe curând, da? Pa, pa! Pa, pa! Hai, Andrușu, mergem? Asta? Hai, alege și mergem. Da.